Cred că oamenii aleg calea cea mai ușoară. Piesa vorbește despre niște tineri, despre alegerile lor. Piesa nu oferă soluții, oferă situații. Și tu, ca individ, îți alegi ce vrei. Nu mai știu ce să spun despre toate astea, pentru că habar n-am ce să-ți spun. Simți la un moment dat că adevărul iese la iveală. Dar spun adevărul, gol-goluț. Păi nu mai spune că nu e adevărul, pentru că știi că știu că nu e. În orice căutare a adevărului, nu cred că poți să spui da, l-am găsit, ăsta e, merg cu el mai departe. Trebuie să ne asumăm tot, și minciuna și adevărul, și ăsta e un lucru foarte greu. Cred că orice face nu poți să fugi de coaja asta de subiectivism. Dar ăștia suntem cu de toate. Păi ce ai spus tu despre mine? De-ai făcut-o pe aia să mă sune și să-mi spun. Dar n-am spus absolut nimic. Dragi, absolut. Că amenințările sunt pe bune, vorbesc Stef, foarte Stef, Stef! Adică i-ați spus că ce? Adică ce-am spus? Ce am spus? Ce mă, acum ai uitat? Și e foarte interesant că, deși ea caută sinceritatea cu orice chip, tot sinceritatea este cea care o distruge, ca să spunem așa. Bă, de ce, băi, nimeni, da, nimeni n-ar face o gafă așa mare. Hai, fost sincer. Dar chiar am spus-o ca pe ceva frumos. Oh, da, sigur. Își dă seama cumva că a gafat, într-un fel sau altul, dar face exact greșeala pe care o face orice bărbat. Iată, mă pare rău că mă tot uit la ceas, dar nu e pentru că nu vreau să stau aici cu tine. Mai poți să te uiți puțin în ochii mei? Știu că pare cretină faza asta, dar tu poți să te uiți în ochii mei și să mă minți cu nerușinare. Măcar aș fi eu cu conștiința în păcată că am făcut tot ce mi-a stat mie în putere. Tu știi că dacă minți ajungi în iad? Mersi. Păi eu port copilul, tu porți vina, nu? Super. Deci? Deci ce? Serios, nu știu absolut nimic despre soțul meu, dacă se vede cu vreo fată sau ceva. Văzut din afară, într-adevăr, n-are dreptate. E greșit, trăiește greșit, are un sistem de valori moral total eronat. Dar, încă o dată, dinăuntru, din punctul lui de vedere... Frate, faci ce vrei, stilul tău de viață n-are nicio legătură cu al meu și dacă tu poți să trăiești cu chestia asta pe cap, din punctul meu de vedere, e ok! Prețul e destul de tragic. Tragic, nu dramatic. Opțiunea mea a fost că are dreptate până la capăt și că ăsta e felul lui de a fi. Ar trebui să te duci acasă. Îi spui șefului că te simți puțin rău? Te duci acasă, te bagi în pat, surprins pe Kent? Tocă că n-ar ai rămas, dar o să-mi fie dor de tine. Știu. Și cum ai să știi? Nu ți-am spus, sunt un vizionar. Boule. Știam că o să spui și asta. Cred că toți oamenii au trecut mai mult sau mai puțin prin această fază a maturizării, a alegerilor, care au consecințe. Nu există oameni care să aibă opțiuni proaste sau opțiuni bune, există doar probleme de perspectivă și de auditoriu.